Bună seara, bun găsit la Reporter 24, sunt Ionu Jivcu și trebuie în primul rând să mă explic de ce am venit cu această ținută. Are legătură cu această campanie de denigrare a persoanei mele și a familiei mele, începută de așa zisul prefect de Olt și așa zisul deputat PNL de Olt, șef al PNL, oameni cu papion, intelectuali rasați de Bruxelles, care au înțeles că așa pot să-și facă campanie electorală cu atacuri la persoană la adresa mea, la adresa unei alte colege din Breazlă, că atât pot dânsi. Ce au făcut concret? Una dintre activități a fost să distribuie această poză cu mine, poza mea de profil de la Facebook și de la WhatsApp, cu, mă rog, o descriere că ce nenorocit sunt eu și că sunt plătit ca să îi critic pe ei. Efectul a fost cu totul invers, m-am bucurat de o grămadă de mesaje de susținere din partea dumneavoastră, a telespectatorilor emisiunii, a fanilor paginii și site-ului Reporter 24, oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată, m-au oprit pe stradă, chiar în trafic și mi-au spus, m-au încurajat. Așadar, concluzia e că, din punct de vedere profesional, stau bine, am valoare și dovedește din nou că astfel de încercări de intimidare nu arată, de fapt, că mi-am făcut cu adevărat treaba și că nu mă voi opri și voi continua să fac exact ce nu le convine lor, adică să spun adevărul. Am făcut această paranteză, am explicat ținuta inedită, uite, chiar mă gândeam că din 2019, de când fac emisiunea asta, am venit doar într-o cămașă și acum am zis totuși să le dau credit pentru că m-au promovat și în același timp să le mulțumesc, după cum spuneam, mi-a crescut cota teribil și totuși aș vrea să le reamintesc că eu nu candidez nicăieri. Deci puteți, liber la postări, băieți, liber la comentarii. A, apropo de comentarii, o să continui să vă blochez și o să vă șterg comentariile. Așa vreau. Bun, revenim la discuția noastră, politica la zi. Alături de mine este domnul secretar general al PSD Slatina, consilier local în același timp, domnul Emil Popa. Revine, iată, la emisiunea Reporter 24. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnul Popa, un scurt comentariu dumneavoastră. Faceți politică de aproape 30 de ani pe meleagurile astea. Ați văzut cam tot ce se putea vedea de la acea campanie din anii 2000, mai fizic, așa să-i spunem, când conta un pic brandul, s-a trecut într-o parte unde totuși dezbaterea de idee a contat, acum pare că s-a întors circul în oraș. Puțin spus, s-a întors circul în oraș și am ajuns într-un punct în care sunt unii care fac politică așa cum îi taie capul, să zic așa, adică uitându-ne cumva și la conferințele de presă în care toți jurnaliștii sunt cumva stopați dacă nu le convine, da, o întrebare sau alta. Ceea ce nu mi se pare în regulă. Sau dacă nu subiectele abordate în urma conferințelor de presă sau fără conferințe de presă nu sunt pe placul acestor vătavi locali de la PNL, vătavi galbeni, așa zis prefect, că nu e prefect, e un așa zis prefect și un așa zis deputat de Olt. Nu le mai dă numele că nu merită. În momentul în care vor ca presa să fie de partea lor, din punctul meu de vedere, ar trebui să vină cu proiecte. Cred că s-au săturat toată Slatina și tot județul Olt să veni să spunem au făcut, au furat, numai la stadiu de negativ și pe TikTok și pe Facebook. Dar, fraților, dacă e așa cum spuneți voi, sunt organe abilitate ale statului, vă rog frumos, mergeți, faceți două rânduri acolo, toți. Da. Păi, fost întrebat domnul, așa zis, prefect, de un coleg din presa locală, dacă în urma acestor dezvăluiri de pe contul dumneavoastră de TikTok, unde, apropo de celebritatea mea recentă, și dumneavoastră a devenit mai celebru datorită acestei rețele de socializare TikTok. Dumnealui s-a dus, a filmat case, a filmat gospodărie. L-am văzut cum a și fugit la un moment dat pe un câmp și sunt o grămadă de profesori. Iertați-mă că vă întreb de apropo de fugit, nici măcar nu știi să fugă. Asta vreau să spun că habarist. Pe lângă dumneavoastră sunt foarte mulți profesori care au performanță în domeniul ăsta, oameni care pregătesc absolvenți sau viitorii oameni care dau la Academia de Poliție, unde se cere aceasta, deci ar putea să solicite ajutorul. Așa, după cum spuneam,
A fost întrebat dacă a făcut plângeri și nu a făcut. Deci subiectul dumneavoastră a spus cu gurița dumneavoastră că nu a făcut acest lucru pentru că așteaptă să se autosesizeze acele organe. Deci apropo de... Păi, din postura în care este de prefect de Olt, no, nu cred că e cazul să aștepte să autosesizeze cineva. Dacă e fer convins și nu e decât un foc de paie așa să-și facă campanie și să victimizeze cumva, rugăm să... Vă mai amintiți, vorbeam de experiența dumneavoastră, e ceva similar în anii ăștia care s-a întâmplat, adică așa, eu ca eu, au fost atacuri la limita implicării familiei, să zicem, însă la colega noastră a fost, cum să zic, a intrat cu picioarele în viața ei privată și mai ales în ceea ce privește copilul minor. Da? Din punctul meu de vedere, e dezamăgitor. Grav de toate. Ideea următoare. Dacă tot au analizat și au făcut dosar fiecărei persoane, spre dumneavoastră, am auzit și eu asta, da, respectivă, trebuia să constate că doamna, copilul ăla, l-a salvat cumva, da? Da. Nu intrăm în detalii. Nu intrăm în detalii. Trebuia să ia parte. Nu vii să te să ia partea pozitivă. Da? Cu așa soarta ceva. Unui copil, da, adică care... un copil a greșit. Sigur. El atât de perfect a fost așa când a fost mic, vai ce perfecțiune. Și mai ales, o să discutăm și despre anii de tinerețe, că înțeleg că v-ați intersectat. Bine, am făcut un preambul și în emisiunea trecută, dar acum o să insistăm mai mult, să scoatem mai mult de la dumneavoastră. Iarăși o chestie frapantă și poate încheiem pe subiectul ăsta, ca un politician să scoată el telefonul în momentul în care e întrebat într-o conferință de presă de ceva și să pună el să răspundă cu o întrebare și să pună la col jurnalistul, mi se pare chiar de apropo că au fost evenimentele astea în Rusia cu acel opozant Alexei Navalny care a murit în închisoare, deci e acolo, adică nu are nicio legătură cu Partidul Național Liberal, cu liberalismul, cu... Păi din punctul meu de vedere, în momentul în care e convocat o conferință de presă, mi se pare normal să vină să dezbată proiecte, spună, vrem să facem aia, nu venim să-l acuzăm pe Zivcu, să punem... Exact. Pe tapet, ce face soția, unde lucrează și așa mai departe. Mi se pare dezgustător. Un prefect sau un deputat de Olt, nu cred că asta a înfișat postului. Uite, colegul Ovidiu îmi spune că, nu știu dacă trebuia să-ți dau numele Ovidiu sau nu, dacă asta i-a scăpat. Apropo de atitudinea asta, înțeleg că voalat sau mai puțin voalat, unii dintre colegii noștri din mass media au fost amenințați de așa zis și șefii ai PNL, așa zisul prefect și așa zisul deputat, așa zisul președinte al PNL, că din 29 septembrie ar trebui să-și caute loc de muncă, nu știu de ce, nu știu cum poate dumnealui să controleze redacții și asta, human resources, cum se spune. Deci... Plus că înțeleg și cred că și Ovidiu ne poate confirma că exact au stilul ăsta bolșevic, au dosar de presă despre fiecare jurnalist. Și în momentul în care, uite cum mi s-a întâmplat mie sau colegii de care vorbeam, în momentul în care nu-ți vezi de treabă, dă dosarul cu tine. Dacă deranjezi, îl scot la mai întâi, dar nu văd ce caută dosar de politician, de jurnalist, într-o campanie electorală, că își doresc tare mult să câștige primăria Slatina, poate altă dată cu altă ocazie, Consiliul Județean. Ideea următoare, haideți să venim să discutăm concret ceea ce vrem să facem. Deputatul Știrbu, ne poate spune ce a făcut pentru județul ăsta și pentru municipiul ăsta? Nu cred. A dat un raport de când a ieșit deputat pagini. În 2020, l-ați mai văzut? Da. Adică hai să fim serioși. Adică o să încheiem pe tema asta. Totuși mai vreau doar să spun că într-adevăr, da, deci cel puțin încă un jurnalist are un dosar complet potrivit declarației așa zisului deputat de la ultima conferință de presă. Nu știm cine. Urmează să aflăm, probabil în următoarea conferință de presă, dacă nu e la locul lui, urmează să primească același probabil tratament. Să vă închidă gura tuturor, își dorește până la alegeri. Mine. Cam asta își dorește, da, din ceea ce face. Foarte greu. Asta e, pentru mine, spre exemplu, e imposibil, că așa cum dumnealui are TikTok și Facebook, așa am și eu TikTok și Facebook și chiar dacă prin absurd, nu știu, s-ar întâmpla ceva, atac cibernetic sau mai știu ce se poate întâmpla, nu se poate. Am vorbit prea mult, dar o să mai insistăm un pic pe... Aș vrea de la noastră o opinie referitoare la campania asta electorală pe care o face domnul și o să fac un preambul.
Ne aducem aminte prima dată când a venit, ne făcea conferințe de presă bisăptămânale la prefectură și ne explica cum schimbă dumnealui această instituție cu tot felul de măsuri, cu tot felul de inițiative, de comisii, comisii și comitete. Ați dat prima fază a campaniei. Când la un dat s-a întâmplat un incident acolo și a primit cadou de la o altă colegă o sticluță cu ojă, a renunțat la genul ăsta de manifestări cu presa și a trecut atacul la vătafi, să explice cât de răi sunt vătafii. Cumva nu s-a priat nici acest tip de campanie, oamenii n-au fost sensibilizați. Vorbim încă o dată că am văzut și cum aleargă acolo disperat pe un câmp, nu ne-a spus cum, ce s-a întâmplat pe acel câmp, cum de a folosi mașina personală, sunt o grămadă de... Așa, iar acum a trecut, tocmai înainte să intrăm în direct, am văzut că se trece la partea de victimizare 2.0. Domne, are sistem GPS pus pe o mașină care înțeleg că nu e a dânsului, e a unui soție, unui coleg vicepreședinte de partid. I-au pus vătafii GPS să tot știe vătafii. Unde... Da, tot ceea ce îi se întâmplă rău în... Da. Municipiu și în țara asta. Cum vedeți dumneavoastră genul ăsta de campanie? Păi din punctul meu de vedere, se pare iară de nivel de grădiniță. Dacă ești reprezentantul guvernului în teritoriu, mi se pare normal să iei toate OAT-urile județului la pas să vezi cu ce probleme se confruntă primarii. Corect. Să vii cu proiecte, să vii cu soluții, să vii să spui, domnule, merg eu la Ministerul X și rezolvăm problema pe care o ai. Vii și spui că toți sunt... vătafi. Mm. Atât da. Știi să facă. Vătafi a servicii și cam atât. Cam asta e ordinea de zi. Niciun proiect clar cu ce ar putea să facă în cazul improbabil în care ar veni... Păi spuneți-mi noastră, ați văzut ceva de când e instalat din august anul trecut și până acolo că a venit să spună voi face cu tare? Păi nu prea, doar voi scandaluri. Voi merge la prim-ministru, voi merge la da. Senat, voi merge la Ministerul X. Eu nu, bine, am mai făcut, a fugărit niște gândaci pe holul spitalului. Da. A făcut tot felul de situații de genul ăsta, însă nimic concret. Dar uite, chestia asta, dumnealui merge la accidentele rutiere. Dezvăluiam chiar că are acolo e un fel de, cum să zic eu, comandant al acțiunii, dacă ne aducem aminte de domnul Arafat, și spune acolo, îi spune polițiștilor, testează-l pe cutare, fă-i testul cu drug test, tot pentru adică tot o acțiune de campanie. Da, ținând cont că merge și cu acea vestă galbenă, e acțiune de campanie. Adică nu văd ce caută prefectul județului la orice fel de incident care e natura lui. Bun, am înțeles, trebuie să meargă prefectul sau neapărat când se activează codul roșu, dar să meargă să dea indicații. Să profesioniștii să facă criminalistică, poliție rutieră și așa mai departe, mi se pare că e în campanie electorală, să fie văzut acolo, vai ce a făcut. Și trebuie să spunem, că am spus-o și în scris, și-a ales cumva accidentele la care să meargă. Păi apropo de accidente, da. De ce nu a mers la accidentul de la asta Caracas, când de la Dănesa? Voi, de la Dănesa, de la scuze, da. Când a căzut acea... Grindă limitatul de înălțime da. Pe drum. Deci acolo de ce nu... a mai fost prezent la fața locului. A, este cumva firma, din ce am înțeles. E firma controlată de tatăl primarului de la Studina, vicepreședinte PNL. Și adică, un apropiat al domnului... Da, un apropiat care se ocupă de... plătește sediu de campanie. Așa știți, aveți informațiile astea? Da, are o mașină de la dumnealui care merge în timpul liber. A avut acea competiție de șah unde... Pai, Doamne, ce competiție am făcut, nu ne-au lăsat vătafii, au fost 5-6 copii din Slatina și restul din afara județului. Adică hai să fim serioși. Da. Da, deci asta așa face? Merge cu mașina lui domnul? Da. Hai pune o mașină la dispoziție. Păi și asta atunci când a luat acea mașină, foc, vai! Păi și acum, uite, situația asta cu... Apropo, am văzut despre ce e vorba. Nu e niciun dispozitiv. E iarăși o autovictimizare, apropo de ce ați postat. Și avem și dovezile necesare și o să demonstrăm că e o tentativă, o nouă tentativă de campanie și de victimizare referitor la acest dispozitiv de urmărire. Dar înțeleg că cum e asta cu mașina? Deci tu ca demnitar poți să mergi cu orice mașină? Adică nu se face de asta de securitate înainte? Nu...
Nu știu câte securitate sau nu se face înainte, dar dacă ești în timpul serviciului, mergi cu mașina de serviciu. Mm. Am văzut de-a lungul timpului pe tot felul de postări cu mașina de serviciu. Da. Acum, a intrat și pe contrasens cu mașina de serviciu. Acum, dacă e prefectul, probabil că își permite orice. Da. Bine, a fost sancționat conform legii. Dar haideți, voiam să vorbim și despre asta cu politica în școli. Că aici a fost un punct nevralgic al domnului, așa zis, prefect, când am prezentat cum, cu celebra vestă galbenă, pe care nu scrie PNL, apropo, și că de asta, domne, nu e de campanie, dar e chiar galbenul al PNL-ului, păi tot, a venit să le citească despre iepurașul Ricky. Da. Spuneți. Apropo de vesta galbenă, am citit, mi-au arătat oameni pe grupurile lor pe acolo, când spuneau, nu trebuie să spunem că suntem de la PNL, nu trebuie să ne îmbrăcăm în galben, trebuie să spunem... Că suntem domnul prefect. Că suntem mai domnului prefect? Da. A, deci asta e am strategia dumneavoastră? Așa vor să vă contracareze pe dumneavoastră de la PSD? Să revenim la povestioare. Ceea ce face el de când a venit e o poveste. Da. În ansamblu. Adică ce cauți tu ca prefect al județului la copiii de clasa 0, clasa 1, nu înțeleg. Îmbrăcat în această veste și... Și anterior. Te mai duci. Ia. Și te mai duci. Asta. Și dai penibil. Dacă poți să faci un zoom, Robert. Noi am publicat, nu se poate noi am publicat pe subiectul acesta cu aceste cărți de vizită, dar uite, poate ar trebui să dăm și la... Ne dai un zoom? Poate ar trebui să... Uite, acum, da, se vede. Deci nu se poate, carte te duci și dai unui copil. Da, carte de vizită. Te dai un copil de clasa 0, de clasa 1, dai o carte. Adică asta are în fișa postului prefectul județului. Da, unde mai pui că sunt totuși, erau minori acolo la liceu, deci da. ca să în fie, noi am scris, dumnealui s-a dus acolo cu sub pretextul că promovează legea Anastasia. Acea lege, inițiată apropo de colegia dumneavoastră din PSD... Și n-avea cine să mai promoveze această lege decât... Domnule, s-a dus, eu asta chiar era în atribuții. Bun, de acord cu dumneavoastră. Dar a distribuit aceste cărți de vizită și avem informații verificate că... Și a scris numărul inclusiv pe tablă și s-a asigurat că cei mici au notat numărul și să-l sune la orice oră. Da. Copilul meu minor n-aș vrea să sune și în instituțiile publice, pe unde a fost pe la tot sub... Și în contra... Da, vă rog. Ce? Da? Instituții publice a fost în fiecare birou, eu sunt cu tare bună și donas cartea mea de vizită și mă sunați la orice oră din zi și noapte, pe bune. Da. Și... În contrapondere, e acest scandal tot iscat de așa zisul deputat PNL. La Colegiul Național Ionuț Asan au demonstrat niște colegi dumneavoastră cum s-a întâmplat. O doamnă, membru activ, înțeleg, al PNL Caracal, a pus niște calendare, calendarele PSD-ului le-a pus acolo în cancelarie, a făcut o poză și a zis să se sesizeze lumea. Nu a verificat că totuși pe acele calendare scria foarte mic un cuvânt obscen, da, împământenit între noi, plăcuța suedeză, sigur. Da, da, da. Da? E? Și acolo s-a urlat, s-a strigat. Când au vrut copiii ăștia de la dumneavoastră, de la organizația tineret, să facă un turneu de basket la, domnule, în curtea unei școli, domnule, s-a politizat curtea școlii. Păi nu face dubla măsură asta, cum e, domnul Popa? Păi, știți cum e? Apropo de doamna de la Caracal, dacă doamna respectivă, și am înțeles că sunt sesizări în sensul acesta, a scos copiii de la clasa la care era dirigintă și le-a pus șerfa de gât. Și atunci de ce n-am urlat domnul deputat? Da. Că s-a întâmplat, a fost cu geaca domnul prefect în școlii de municipiu Slatina și s-a așezat pe mese pe acolo să povestească pe bune. Nu. Ăștia mici erau atât de entuziasmați de nu mai știu eu cine a venit la el. Bine, nu e vorba de copii, e vorba de imagine pe care vrea să-și lucreze, să se fotografieze în școală. Nu e regulă, păi dacă urlăm că dacă eu mă duc mâine la fiul meu la școală și încep să dau cărți de vizită cu mine... Nu, secretar general la PSD. Mă bubuie toată presa națională. Sau dacă era un alt, sau dumneavoastră, sau alt colegă, dar în veste roșie. Că domnul am înțeles că avea doar șosete roșii, nu erau roșii, erau vișinii. Adică. Dacă vă uceați dumneavoastră în veste roșie, nu vă mai spăla nici ieri la... Nu mai dăm nume de televiziune, dar realitate. Da? Era Cântarea României. Nu? Da. Adică plus că... Văd, da, fi. Plus că parcă văd că domnul Ciolacu v-ar fi și suspendat în funcție, simt eu așa. Apropo, că cei de la PSD sunt mai... Cu siguranță nu. Da?
Bun. E adică e ceva de genul de participăm acum perioada asta în loc să vină să combată cu proiecte, cu da. Ce vori, e un circ ieftin, un teatru ieftin, vătafi roșii și pinguinii galbeni. Cam așa. Asta, păi cam asta este. Putea, data viitoare să vin cu un tricou cu scripția asta. Păi cam asta este. Spuneți-mi și mie dumneavoastră. Serios, vă întreb și eu, deși m-ați schimbat, să vă răspund la întrebări. Sigur. Dar vă întreb eu dumneavoastră. Spuneți-mi concret, ați văzut aceste două personaje ceva nu concret? Văzut, da. Mulțumesc. Nu am văzut, dar na, ce se spune despre mine, că văd doar într-un fel. Știți cum e? E foarte bine că n-au loc de dumneavoastră, că da. Vă ridică cota. Nu, uite, asta mai vreau să zic, popularitatea, totuși spune, e emisiunea mea și pot să vorbesc despre mine. Să știți că sunt, acum mă consider adversar, probabil, deși e de noapte minții să tu să-ți faci campanii și să dai într-un jurnalist. Două postări împotriva mea în mai puțin de 3 ore, ceea ce nu a făcut-o împotriva niciunui, cum să zic, adversar mainstream. Deci sunt totuși cineva. Dați-mi voie să vă contrazic că mie da? Când mi-a făcut TikTok-ul, am avut în două ore. Deci iată, de asta v-am invitat, vedeți, mult. Totuși valorile a între a ele. A ieșit atunci cu o hârtie să latre în sus și în jos tot felul. Nu, da, să vorbească. Îmi cer scuze, să vorbească, să acuze, da? Și putea să se informeze cu atenție și să vadă că sigur. Spune ceea ce nu trebuie. Da, minciuni. Ca și campania asta de victimizare. Eu înțeleg. N-a prins nicăieri. Facem campanii. Haideți să o facem pe proiecte și pe ceva concret. O să vorbim de proiecte și de... Dar mai am un subiect și după aia o să vorbim și de proiecte. Adică de chestii concrete pe care le faci și cum merge, cum funcționează orașul ăsta. Uite, poate facem o lecție de cultură civică pentru oameni. Ce se întâmplă în Consiliul Local? Dumneavoastră sunteți consilier local cu ștate vechi. Cum se desfășoară această activitate pe comisii, o să discutăm, dar aș mai vrea să îmi spuneți părerea dumneavoastră despre referendumul ăsta pentru apă, că eu eram mic prin 2004, dar mi-amintesc că a fost o promisiune în genul ăsta a domnului primar Darius Vâlcov, care acum e undeva în apropierea capitalei, are o cazare acolo asigurată și m-a să înțeleg. Iată, nu e o idee originală în primul rând, dar în al doilea rând, având în vedere trecutul PSD-ist al domnului, așa zis, prefect, erați acolo, nu? Cum s-a întâmplat? Păi, știi, era la PSD-ul domnului, da? Da, deci, era, cum am spus și în emisiunea trecută, la ce omoră și e? Era la vătafii roșii, care atunci erau buni, că îi dăduseră la buncă. Baroni, cred că erau baroni atunci, erau vătafii. Da. Baroni, da, erau, da, tot roșii eram și îi dăduseră, primise loc de muncă, atunci era bine. Da. Erau buni vătafii. Da. Ideea a fost că tot începuseră o campanie din asta dură, vehementă și, fiind tineri la vremea aia, ce facem noi să iasă? Sunt contra... Și am ieșit pe bulevard de... ai cuza, pe partea cu sediul PSD de la cinema Lutus și vechiul aveam sediu. 200 de tineri și pe partea cealaltă vis-a-vis aveam 200. Și nu strigau din partea aia 5 metri cub de apă, ceilalți răspundeau? Unde era și domnul prefect actual acolo, țeapă. Adică a rămas cu ăștia 5 metri cub de apă, țeapă, de atunci și probabil nu poate uita. Dar mai sunt și alte persoane care au fost acolo care pot să susțină ce, da. Ce afirmați dumneavoastră. Am da? Un bun prieten și coleg, Bogdan Apostolicianu. Da, actualul director al poliției locale. A, deși dumnealui era acolo. Da. Da. Și acum cu referendumul ăsta, bine, din punctul nu meu e un de referendum, vedere, că e de fapt o petiție în vederea lansării unui referendum. Păi știți cum e cu referendum? Exact cum e cu tot felul. A chemat pe 14 decembrie, dacă mi-au aminte, consilierii facem postare să mâine să duce deja proiectul de hotărâre pregătit să intre în Consiliul Local să votăm. Conferință de, pentru, da, știu la ce vă referiți. Tinerii căsătoriți care dau naștere copiii pe municipiul Slatina, da? Și? Și? Ce s-a întâmplat? V-a arătat o hârtie acolo, arătată pe Facebook, da. Acolo a rămas. Unde e proiectul de hotărâre? Am mai făcut o dată la o grădiniță, tot tam-tam, nenorociții ce au centrala, făcut în centrala. Care... Și în ziua respectiv am avut ședințele Consiliu și am întrebat și eu pe colegii care erau la... Dom'le, nu știm nimic despre ce e vorba. Păi vă trimează prefectul să faceți noi proiect de hotărâre schimbând centrală. Deci a fost o avarie minoră la momentul ăla. Bine, acum dacă mergem pe istoricul, am problema asta că nu uit unele lucruri și la un moment dat pot să se întorc împotriva mea. Mi-au aminte că un coleg actual al dumneavoastră din Consiliul Local, pot să-i dați dumneavoastră numele, că sigur știți la cine mă refer, a făcut un proiect de hotărâre pentru mutarea unei bănci.
care se face cu un telefon la patrimoniu sau cu, păi sau domnul, cu o cerere. Domnul respectiv și colegul meu de Consiliu local, Comănescu. Comănescu Ionuț Ovidiu, e dumneavoastră? Da. Era în campanie electorală, să visa primar de municipiul Slatina, visa candidat. Care, fac o paranteză, cer scuze că vă întreb, care este vicepreședinte pe comunicare și relații cu mass media, apropo, apropo de hilarul situației. Da. Și fiind în campanie electorală să visa primar și candidat la primăria Slatina, a încercat tot felul de lucruri de genul ăsta, adică imposibil să faci proiect de hotărâre să mutăm o bancă. Da. Și haideți să concluzionăm pe partea asta cu acest referendum, cu acest... Deci, din punctul meu de vedere, așa cum am spus, e o poveste pe care a spus-o el la școala 2 acolo. E imposibil. A, de ce merge? Da, vă spun eu, e simplu. Merge să ia datele de identificare ale oamenilor, cu număr de telefon, cu adresă, să poată să-i contacteze, să facă în ziua cumva, votului. Și în ziua votului și să-i convingă cumva, să vadă. Ia-ți vedem, Popa îl știe pe ăsta, Jivcul știe. Tot ce e adusare. Da, ceva de genul ăsta. Nu va fi posibil nici măcar o secundă să facă acest referent, că nu e în fișa postului 1 la mână domnului prefect. De ce n-au făcut până acum în Consiliul Local proiecte? Să vină să spune, doamne, noi avem un proiect de hotărâre prin care vrem să facem asta. Da. Dar să fie totul legal, să îndeplinească toate... Vă întrerup un pic. Am primit un mesaj pe grupul de presă al IPJ World, unde sunt acreditat fiind jurnalist. Primim o știre cu breaking news. Haideți că citesc, mă voiește râsul, deci nu. Încerc să citesc serios. Deci suntem în direct, asta e dovadă, apropo de ce comentarii au mai fost. Știre de presă. La data de 19 februarie, anul curent, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, au fost sesizați prin plângere scrisă de către un bărbat în vârstă de 46 ani din municipiul Slatina, județul Olt, cu privire la faptul că în perioada decembrie 2022, februarie 2024, persoane necunoscute ar fi montat în interiorul autoturismului personal un dispozitiv de localizare. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea de măsuri legale. Deci, ați înțeles pe cine vorbesc, așa zisul prefect. Doar că am văzut și noi dispozitivul ăla și trebuie să zic că o să fie mâine un articol pe larg în Reporter 24 și în Gazeta Nouă. Este vorba despre un dispozitiv care am găsit noi, deci am luat poza de acolo de la domnul, am pus codul pe internet, că internetul ăsta îți dă orice și am văzut că de fapt este vorba de niște senzori de parcare. Deci, o să vedeți mâine, o să publicăm deja pe unele conturi de Facebook, unii oameni n-au mai rezistat și au scris, dar mâine o să vă promit că vom face un articol de presă documentat cu părere ale experților și o să încercăm să aflăm mai multe despre ce autoturism este vorba de la colegii de la poliție. Deci, mâine Reporter 24 și Gazeta Nouă o să aflați cum e demontată o nouă încercare de asta de victimizare. Deci nu știu cât vom mai rezista. Da. Bun. Haideți să ne vorbim de educație civică. Ați avut, sunteți și președinte al Consiliului Local. Se face periodic. Dumneavoastră conduceți ședințele, lucrările Consiliului Local. Se face periodic fiecare dintre colegi. Dumneavoastră la PSD fiind mai mulți, pică mai des. Cum s-a întâmplat? Ați avut o luare de poziție la votarea bugetului față de acest domn coleg al dumneavoastră? Dacă puteți să ne explicați mai multe, i-ați reproșat că nu a venit la comisie și că avea notate acolo. Procedura e foarte simplă. Cu o săptămână înainte am primit pe mail toți consilierii locali convocarea acestei și telefonic și proiectele de hotărâre. Miercuri pe 7 februarie s-a votat bugetul, noi pe 6 am avut ședință pe comisie, unde de la PNL a fost un singur domn prezent, domnul Rogojinaru Viorel. Da. Să venim a doua zi în ședința de Consiliu. Domnul lui, domnul Comănescu, la el faceți referire. Da. Ne-am prezentat și să spună, eu am un amendament. Păi stai un pic, codul administrativ spune cu totul altceva. Trebuie să te prezinți la comisia din care faci parte. Și puteai veni să faci amendamente la toate comisiile, dacă aveai ceva. Doar de dragul de a ieși în evidență în ședința de Consiliu.
Și citea de pe celebra lui agenda. Tot timpul când vine cu acea agenda, știm că s-a notat și trebuie să spună nu votăm pe ăsta, nu-l votăm. Mm-hmm. Cum a mai fost o discuție între un fost consilier PNL, care nu mai e la ei, de ce ai votat? A fost certat. A fost certat vehement și de Comănescu și de prefect. De ce nu s-a opus la George Poboran? Am votat noi pentru extinderea școlii. Da. Da? Să facem mult să mai facem o clădire, cu multe clădire ca să învețe copiii toți dimineața. Adică e inadmisibil. Adică de ce a votat pentru proiect pentru dezvoltarea orașului? Doar pentru că era propus de oamenii răi de la PSD. Da. Dar nu au venit să vină cu un singur proiect să arate, domnule, noi am depus un proiect care era perfect și era foarte bun și în beneficiul slătinienilor și votafii ăștia s-au împotrivit. Deci reluăm, recapitulăm cum ar veni. 3.000 de lei pentru fiecare nou născut, nimic, nu s-a depus. A fost acolo în sediu PNL și pe Facebook sau pe TikTok și cam acolo a rămas. Și acolo a rămas. Mai departe știu că și doi domni consilieri județeni urmau să propună ceva de genul la, spitalul, la spitalul județean, nu știu ce. Da, păi, au făcut secție. În conferința la fel, presă, la fel, tam-tam și atât. Nici acolo nu s-a întâmplat nimic. Da, deci orașul ăsta se conduce în felul următor. Consilierii locali aprobă, propun hotărâri, acestea sunt votate și executivul, primarul și viceprimarii le pun în aplicare. Adică e foarte simplu, nu e... Nu, dar e mult mai simplu să vii să spui eu vreau să fac, păi fă amendament, dar fă în termenul legal. Dar înțeles că era un coleg care nu mai e acolo, da. Ne tot uităm pe mercatul ăsta, stăm cu sufletul la gură pe pagina de Facebook a PSD-ului să vedem pe cine mai vrea, ultimul coleg care a venit la noi, dați-mi voie să vă spun eu, Alexandru Popistaș. Nu, doctor... Da, adică nu poți fi certat să-l certe la... Da, dumnealui era cel certat, da, că dacă domnul Văduva că... Nu i-am cerut voie, dar nu e problemă, dar nu se supără. Nu, e persoană publică, cum poți să vii să spui de ce ai votat, bă, cu aia? Păi n-a votat la modul ăsta, adică... La modul ăsta, da, și mi-asum ce știu ce spun. Da, nu poți să vii să faci asemenea acuzație când e vorba de școală, da? Vrem să dezvoltăm. Da. Și a ieșit acolo la grădinița aia că a fost probabil o doamnă care a fost deranjată în centrală, două ore a fost remediată, dar consilierii mei acum în momentul ăsta sunt la Consiliul Local. Unde la Consiliul Local? Ca bar n-aveau când a venit la ședința de Consiliu. Și am întrebat, veniți să faceți. Adică totuși... Dar în condițiile în care totuși dumnealui n-a reușit să repare centrala prefecturii și acolo a venit cu niște informații false și cu niște chestii puierile, așa s-a filmat dumnealui, ca să răspundă mie cu un termostat. Ia uite, hopa, termostatul, ia cât avem 22 de grade, dar săracii oamenii de acolo, angajații, stătuseră cu temperaturi la minus câteva luni. Nu e demn de un reprezentant al guvernului toată mascara asta. Da. Și pe banii, nu și domnul Popa. Din păcate... Ne duserăm să ne plătim impozitele acum, să, da? Să duc acolo impozitele. Da, da, știți care e treaba? Dânsul, când s-a terminat cu alegerile în iunie anul ăsta, frumos, cum a făcut și cu 4 ani, bagajul și la București, la sector 5. Credeți? Nu cred, sunt convins. Da. Vom trăi și o vedea, cum a zis francezul. O să mai vin. Câți... Ați tot luat, au tot venit oameni. De ce vin oamenii la dumneavoastră la PNL-ul ăsta? Dacă mai ales de când a preluat domnul, bine, așa zisul deputat și președinte și așa zisul prefect, spun, domne, să duc unde le-ai locul, că ăștia erau PSD-și la bun început, erau vânduți, bine că au plecat la PSD-ul. Câți liberali mai sunt acum? În Consiliul Local, 3. 3, da. 3. Păi nu, că oamenii... Oamenii de ce? De asta au venit de ce pentru că la noi e ușa deschisă. Sunt oameni cu care pot vorbi și pot veni să spună, domnule, din punctul meu de vedere, pe segmentul medicină, că vorbeam de Popistaș și Alexandru mai devreme, da? Adică toți au o viziune, pe când acolo cine deschide gura și să spună o părere sau o opinie, îl radiază, că la ei se radiază, am văzut pe o hârtie, radiere, uite o hârtie, da? Cu radiere, simplu, decizie, se radiază X, încă baza de date păi PNL. E bun mobil sau imobil? Păi eu știu, acum... Da? Că eu radiat. Nu e problemă. Cum se face că au fost atât de buni cât au fost acolo și le-au adus voturi și au adus consilieri locali și județeni și dintr-o dată nu mai sunt buni pentru că nu vin să îi cânte în strună. Da. Mai avem vreo 5-6 minute și n-aș vrea să trecem, să vină pauza și să nu discutăm. Cum ați văzut dumneavoastră chestia asta care s-a întâmplat la Caracal?
cu domnul așa zis deputat, vreau să puteți să-i spuneți numele, eu nu o să-i spun, care s-a dus la domnul primar PSD-ist, domnul Doldurea, și la domnul deputat PSD-ist, domnul Chesnoiu, și le-a propus să vină la PLEU și să candideze sub egida acestei formațiuni. Mai mult, domnul Chesnoiu să fie unul la locul 1 la Senat, să deschidă lista pentru Senat a PNL-ului. Bun, ca să intrăm în sfera asta de Caracal, vă încerc să amintim conferința de presă, când spuneau că noi avem candidat surpriză la Caracal. Distrugem PSD-ul la Caracal. Vă aduceți aminte? Da. Că ați participat. E, despre asta era vorba. Păi acum, surpriza a fost un fâs pentru ei. Ideea următoare. Când a fost bun sau când e penal sau când e bun unul sau altul? Hai să vă luăm pe rând. A ieșit și a spus penalul Doldurea, penalul Chesnoiu. Păi stai un pic când te-ai întâlnit cu ei. Da. Să-i aduci la tine. Se vor avea un dosar al domnului Chesnoiu. Domnul Doldurea nu, nu, eu nu vorbesc asociat de dosare. Cu ce s-a întâmplat cu eu fiul, care sunt chestii total separate. Și pun o întrebare. Când au fost bun pentru deputatul Știrbu? Na. Da? Că am înțeles că el a fost întâlnit. Na. Dacă nu e așa, să iasă să dezmintă. Da? Dacă are puterea. Adică vii și spui păi penalii. Au trecut aproape o săptămână a trecut și nu am auzit nimic. Păi, deci ce să înțelegem? Păi probabil că o să o lase moartă, că mai sunt și altele care pot fi demonstrate că a avut loc această întâlnire. Da. A, uite, tot un coleg înșoptește, apropo de PSD-și care s-au făcut și liberali după vremuri. Da. Doamna Mariana Gheorghe, doamna Cristina Tomireanu, fostă dumneavoastră colegă, e liberală acum, da. Doamna, nu știu cine, doamna Camelia Dorobanțu. Domnul George Ionică, da, a fost și domnul George Ionică, colegul vostru la PSD-ul? La ciuma asta, roșie? Tatăl dânsul era președinte PSD Slatina la vremea aia. Deci, da, da. Da, mulțumesc, uite, nu știam, mulțumesc, Ovidiu, ești un coleg de treabă și mulțumim că ne urmărești. Haideți să lămurim altceva. Am văzut la dumnealor la PLE-ul ăsta că s-a luat o hotărâre a Biroului Permanent Național, cred că se numește la dânsii, și domne, președintele de filială trebuie să-și asume să candideze ori la Consiliul Județean, la șefia Consiliului Județean, ori la primăria reședință de județ. Având în vedere cele cunoscute, datele, ca la matematică, nu am fost eu așa bun, datele pe care le avem în prezent. Domnul, așa zis, președinte, este în același și deputat. Îl vedeți pe domnul, așa zis, președinte, să își asume o înfruntare cu domnul președinte al PSD-ul, Marius Oprescu, adică această înfruntare de idei între domnul Știrbu și domnul Oprescu? Nu, și vă spun și de ce. Nu deci e omul care să-și asume ceva. Nu și-a asumat niciodată. A ieșit deputat de-a lungul timpului pe cărca altora. Dumneavoastră știți că dă vreo două ore și pe cărca PSD-ului, dacă adică vă întrebați pe mine. Este foarte simpatic când ești și spune vă tafi de 34 de ani conduci județul, prietene, stai așa un pic, că ați avut și voi o perioadă în care să conduci județul, cu PDL-ul. Ați uitat așa, dintr-o dată s-a șters cu buletul. Și fără PDL-ul, dom'le, n-au avut și vicepreședinte al CJ-ului, multă vreme. Da. Au avut și viceprimar la Slatina. Da, da. Da? Cum se face că PSD-ul e de vină. Nu. Și acum tot ceea ce se întâmplă rău în România, PSD-ul e de vină. Stai un pic că suntem în coaliție. Și, deci că asta s-a clarificat, nu ne mai întoarcem, ne-am spus clar. Coaliție la București, aici nu. Da, de acord cu dumneavoastră, la București. Dar întrebarea vine și credeți că ar mai ajunge dumnealui să fie candidat, adică pe o listă eligibilă, dacă nu își asumă această candidatură? Bine, având în vedere, vă și ajung cu răspunsul că am văzut pe domnul Bode, secretarul general al PNL-ului, care a zis, domne, ținem cont, și domnul Știrbu a zis, în funcție sau nu știu cum, în funcție de situație. După caz, domne, a zis, după caz. După caz rămâne de văzut. Din punctul meu de vedere, nu, dar acum rămâne de văzut. Da, deci rememoram că vreo două mandate din cele patru ale domnului, așa zis, deputat, le-a scos dumneavoastră, unul pe USL și eu cred că primul l-ați făcut-o dumneavoastră, PSD-ul ăsta rău. Acum, având în vedere discuțiile astea pe comasare, înțeleg că, da, hai să vorbim despre liste comune la Parlament. Îi dați loc eligibil? Faceți o alianță și dați loc eligibil? Știu. Dacă ar fi... Pe ce loc îl puneți? După mine, Emil Popa, locul 27. Îi ajunge să vină altul, dar probabil că mare PNL-ul resurse. Da? Nu cred că trebuie să meargă numai deputatul Știrbu
toată viața în Parlament. Că, acum, făcând o concluzie, adică concluzionând pe foarte scurt, mai puțin de un minut, că o să termine prima parte, ceea ce se întâmplă în județul ăsta, mai ales în PLU, de la 3-4 august, când a fost numit, așa zisul, prefect în funcție, tot ce se întâmplă e un singur scop, e pentru un singur scop final. E domnul Știrbul le-a reales pentru a 5-a oară. La 7-lea congres. Deci, cum am spus, din august anul trecut, a început o telenovelă. Bătafii roșii și pinguinii galbeni. Dacă o să fie la locale liste comune, ce face? O să susțină domnul Demețu pe domnul Moț? Sau? Nu, eu vă spun cu siguranță la Olt și la Slatina, nu, pe partea locală, nu vor exista asemenea liste. Nu? Garantat. Că am văzut o știre, eu am scris-o, domnul Moț ar fi avut întâlnire cu secretarul general PNL Slatina, domnul Marius Bălașa, și declarația domnului e că nu l-ar deranja o viitoare alianță cu domnul Bălașa ca viceprimar. Cum vedeți? Nici pe mine nu m-ar deranja ca Marius Bălașa să fie viceprimar al municipiului Slatina din partea PNL, dacă va fi cazul așa, pentru că e un om la locul lui, un om care are viziune și se poate discuta. Dar revenind, ziceți că e puțin probabil să mergem pe liste comune și închem. Există șanse zero. Bun, haideți să luăm o publicitate, revenim, promit că nu schimb tricou, nu o să schimb nici invitatul, domnul Emil Popa revine după pauză cu dezvăluiri din trecutul PSD-ist al unui penelist, pe principiu s-a găsit PSD-ul la PNL-ul. Era o vorbă, da. Publicitate și revenim. Da, ne ținem de promisiune, a revenit și tricou, a revenit și invitatul, domnul secretar general al PSD Slatina, domnul consilier local Emil Popa. Și înainte de a continua discuția, uite, m-a ajutat atât colegul Ovidiu Gherghina, cât și colega Laura Miravă, că dumneavoastră postează pe contul propriu de Facebook, că, referitor la știrea de presă pe care vă prezentam mai devreme, dacă dumnealui a sesizat că acest dispozitiv necunoscut de localizare ar fi fost instalat în perioada decembrie 2022-februarie 2024, nu era aici la noi, l-au pus, nu știu, de un piedon, altcineva, era sectorul 5 acolo, unde de acolo, de unde e dumnealui. Da, mă rog, asta așa ca paranteză, dar așa cum am promis, ne vom ocupa pe îndelete din toate punctele de vedere despre acest subiect, așa cum v-am obișnuit. Domnul Popa, ce faceți, domnule, cu campania asta electorală? S-a dat drumul la câini, cum se spunea într-o vreme, mai ales domnul, așa zis, prefect. Și-a mai luat și înapoi în față câteva, dar, na, asta e riscul meseriei. Dumneavoastră, la PSD-ul, ce faceți pe partea asta de campanie electorală? Noi suntem foarte bine organizați, cum am fost de-a lungul timpului. Avem întâlniri pe fiecare zonă. Chiar astăzi am avut o întâlnire în zona Steaua cu domnul primar Emil Moț, cu domnul președinte al Consiliului Județean Marius Oprescu, unde am discutat cu oamenii. Știți că acolo, în fața blocului ANR, se face cumva o modificare de structură și atunci strada o să fie cumva lăgită, să iasă direct în artilerii. Am întrebat oamenii cam cum o văd, care stau acolo, să nu-i periclităm. Au mai spus că mai văd una alta. Chestii uzuale care se întâmplă în fiecare zi în administrația locală. Adică organizat, civilizat, fără tâmbălău. Da. Vă încurcă faptul ăsta că vin alegerile locale mai devreme decât 29 septembrie? Adică nu, înțeleg deloc. Că s-a cam bătut. Da? Nu, absolut deloc. De ce să ne încurce? Suntem pregătiți. Avem ce să prezentăm locuitorul municipiului Slatina, ceea ce am făcut noi, administrația locală, în frunte cu primarul Emil Moț. Ați văzut dumneavoastră că s-a dezvoltat. Am văzut, apropo de administrație publică, ai ieșit acest, așa zis, prefect să spună că, vai, vin acum și vă pun două straturi, 2 centimetri de asfalt. Da, am văzut, domnule. Că berații. Păi, știi ce înseamnă să inițiezi o procedură de genul ăsta, să aduci fonduri și așa mai departe? Nu, e simplu, să ieșim, să dăm cu noroi și... Plus că sunt niște proiecte cu finanțare externă, adică nu sunt ale primăriei și nu poți să te joci decât dacă nu-ți spre binele, adică să faci doar
de dragul de a face. Adică trebuie lucrurile astea să fie, după aia 5 ani de zile sunt monitorizate, nu e chiar așa... Păi nu, dar e foarte simplu, fiind prefectul județului, eu nu cumva poți să verifici. Nu știu, toate proiectele astea, Dumnezeu până acum. Deci toate proiectele astea care merg pentru viza de legalitate, le vede zi de zi tot ce face municipalitatea. Am înțeles că și pe acolo a instaurat teroarea să pună oamenii de acolo să verifice proiectele, să găsească ceva în orice proiect de hotărâre, nu contează. Bine, ce. Am înțeles că tot așa pe surse are o campanie referitoare la proiectele de buget. Acolo unde este administrație PSD să fie găsit nod în papură, să fie păi citit de lucru, două, trei ori. Să vă întreb, are de lucru că 99% din județul Olt e roșu. Și o să aibă de lucru. Atunci, dacă vrea să blocheze, dacă are timp, dar nu cred, blocheze proiectele și așa, mai place să facă. Da. Bun, avem așa. Vin alegerile. Vin mai devreme, înțeleg. Și avem domn primar Emil Moț în funcție. Asta e clar că va candida pentru un nou mandat. Și a anunțat deja doamna Elena Iotu de la, dacă mă întrebați pe mine, singurul partid liberal care a mai rămas, asta e USR, se numește USR, însă e un partid declarat liberal. Doamna de asemenea are o ținută liberală și un istoric de antreprenor și așa mai departe. Și în rest, la domnul de care vorbim de la început, prea mult poate și ne cerem scuze că am făcut asta, dar asta e. Nu avem o decizie clară că ar fi candidat al PL-ului la Slatina. Dumneavoastră, cum vedeți să pot? Mai pot exista surprize? Apropo, vine 1 martie, la ultima strigare de 1 martie a aflat când îl bățea mărțișoare că nu mai e candidat și a fugit acolo unde locuiește, în sectorul 5. Acum depinde ce spun sondajele domnului Știrbu, că se pricepe la chestii de genul. Apropo, și la candidatura de CJ, tot sondaje așteptăm. Tot sondaje așteptăm și să nu cumva să vină să spună, bă, tu stai mai bine pe județ, că tu ai făcut circul mai mare, ia du-te tu la Consiliul Județean și mă duc eu la Slatina ca să pierd mai elegant. E orice ar fi posibil. Și alți candidați, am înțeles că un alt fost liberal, domnul Buliteanu, ar veni de la AUR. Nu știu. Dacă într-adevăr am înțeles, am auzit, am mai discutat-o, dar a venit ceva pe Facebook, concret... Ne vine pe Facebook, da, dar nu... Nu, Facebook nu știu să vă spun. Nu reușim, cum să zic, să... Îl contactați. Să și confirmăm chestia asta, adică la modul clasic. Da, domne, eu sunt, ăsta e numărul meu, sunt președintele filialei. Înțeleg că dumneavoastră nu au filială aici, încearcă cumva să meargă pe trendul ăsta național. Am văzut că cei de la Forța Dreptei mai acum ceva timp. A, uitasem, domne, da, și la Forța Dreptei mai e un domn care a fost tot colegul nostru în Consiliul Local, da, de la PLEU, tot la PLEU a fost, la Partidul Liberal. Da. Domnul... Dog Emanuel. Da. Cum vedeți pe partea asta dreaptă? Hai să mă întreb pe partea dreaptă și după aia vă întreb și de propria ogradă. Păi avem pe dreapta, l-am avea pe acest domn de la PLEU, am avea-o pe doamna Iotu de la USR, domnul, păi de, haide să luăm așa domnul la Forța Democrată. Toți domnii și doamnele pe care i-ați spus mai devreme, de unde au plecat? De la PLEU. Da? Da? Nu? De la Partidul și Liberal. Și s-au format tot felul de partide și partidulețe, da? Mm-hmm. Segmentul ăla de oameni pe care ei i-au adus și i-au creionat de-a lungul timpului, mai votează cu PNL-ul? Nu. Teoretic nu. Bine, știți bine că politică 2 cu 2 nu fac parte niciodată. De acord cu dumneavoastră, dar cu siguranță au făcut și oamenii ăștia o analiză și au plecat la drum. Da. Așa deci că și PSD-ul e o școală bună de politicieni, dovadă că sunt o grămadă de oameni de la PSD formați și crescuți la PSD care fac parte din staful de conducere și de campanie al domnului mai sus menționat. Da, cei care, pe care îi menționam înainte cu ajutorul colegului Ovidiu. Și pe partea noastră la PSD, pe partea stângă, sunteți cam singurii care ați rămas, da? Social-democrația asta dumneavoastră sunteți. Vă încometați la un clasament așa, la, nu neapărat cu cifre, la o ordine? Da, scriem aici pe hârtie asta. Scrieți, și rămâne la dumneavoastră. Rămâne, da. Mai sunt hârtii pe aici, pe sub bancă, dar... CJ World. Da? Da. Domnul președinte Marius Oprescu. Da. Primăria Slatina. Domnul Emil Moț. Da. În partea celor doi, eu, deci eu personal, secretar general, vine AUR. Da. USR. Asta e ordinea, da? Ordinea, da. PSD. La ambele. Deci la ambele, da, la ambele. Și la CJ și la primărie. Da. USR. Deci pe locul 2 AUR, USR 3, PNL? 4. 4.
dacă toți acei din cu pâine și circ au impresia că... Că slătinii sunt proști și oltenii? Tică ies și spun, domne, vai, apa scumpă, stai un pic, ați avut consilieri locali de-a lungul timpului. Da. Mai spunea domnul deputat, noi, în conferința, ultima conferință de presă, dacă nu mă înșel, avem decât trei directori. Da, domne, decât trei directori. Stai să știu un pic, că alea pe locurile PNL-ului, a pus mama, a venit mama să-i pună, pe funcții, nu i-au pus ei. A, s-a schimbat președintele partidului la Olt. Și erau puși de președintele PNL, fostul președinte și o altă speță. Și nu răspund la comenzile actualei conduceri. Acum nu e vina mea. Da. Adică nu poate să fim, domne, ce s-a amărât, suntem noi, n-avem decât doi inspectori. Apropo de inspectoratul școlar, că am văzut că au bubuit în inspectorul general la învățământ, Bărbulete să-și dea demisia. Păi de ce? Bărbulete a fost singur în inspectoratul școlar și când s-a format comisia aia și consiliul la administrație? Nu. Da, au fost și cei domni, doi adjuncți care sunt ai lor, da? Să plece, frate, cu toți. Să plece toți. De ce nu cere demisia tuturor? Să plece Bărbulete, că-i vătafie de la PSD. Da. Serios? Da, bine, sunt niște... Putem spune, cred că suntem câțiva care am mai văzut filmul ăsta și în 2020... A fost același final. Bine, să sperăm că totuși finalul nu va fi cu dumnealui reales, că așa cum aminteam, ăsta se pare că e singurul scop al acestui heirup cu conferințe săptămânale, bisăptămânale. Domne, ce prezent sunt în județ, cu postări pe Facebook. Da, azi e ziua Brâncuș, domnul vă știți că e ziua Brâncuș, aflați de la fostul ministru al culturii. Extraordinar. Da. Dar până acum în ăștia patru ani, de ce n-a venit să vă convoace pe dumneavoastră presa la cabinetul parlamentar? Am urcat și eu pe vremuri la cabinet parlamentar și știu cum se făcea. Da. Acum, dintr-o dată, să demonstrăm cât de... Da. Cât de rău a fost pe partea alaltă și cât de rău sunt ăștia alții. Bun, haideți că suntem pe final și trecem. De-aia, cred că oamenii de-aia s-au uitat până acum la final să ne povestiți cum era, domne, pe vremea aceea, în anii 2000, cu acest domn, așa zis, prefect, când era PSD-ist... Era PSD-ist înfocat. Nu vă dau foarte multe, vă mai dau decât una de data asta. Yeah. Am spus una mai devreme, cu 5 metri cub de apă țeapă. Da. Deci... Cu siguranță de mâine începe să... Da, a spus că mai e și domnul Apostolicianu și cred că mai sunt și alții. Da, mi-asum. Mai care... sunt și alții, dar nu e la momentul potrivit. Da. Bogdan Apostolicianu, prietenul meu și nu e niciun fel de problemă. Mi-aduc aminte, într-o seară pregăteau cei de la PD la vremea aia venirea lui Băsescu, tot așa, la seze campanie electorală și aveau, dacă, nu știu dacă erați angrenat cumva. Nu, eram, abia terminat liceu. Era o platformă mare, 18 ani, era ok, deci. Da, da, da. Era o platformă mare cu un banner cu Băsescu și noaptea aia am făcut și un pic de lucru manual, am tăiat... Este capul lui Băsescu, domnule? Capul lui Băsescu. Cine? Și... Cu domnul? Cu domnul, așa zis, prefect care da. Da. Și aia, ca orice tânăr neorganizat cu răspunzător, ne-a luat arul. V-a prins taxiul tineretului, că taxiul tineretului. Deci v-a prins poliția, da? Da. Cine, dumneavoastră? Apostolicianu și Mariu Demețu. Deci v-ați fost prins când vandalizați un om? Nu, am fost prins după, nu. După, da. La fața locului nu aveam nimic la noi. Acum s-a prescris, e prescris, dar n-aveam nimic la noi. Dar dumneavoastră erați, da? Da. Și v-a luat, după aia v-a luat tarul că, da, și cum, ați dat declarații, domnule, n-am fost noi și v-a dat drumul, sau cum? N-am mai ajuns să mă, am ajuns la secție, la s-au poliție. A sunat primarul, nu, n-a sunat absolut nimeni, ne-a întrebat ce și când spune, noi nu avem nimic, am fost pe acolo, suntem murdari, că eram murdari, noi am fost să lipim afișe, toate cele. Da, da, da. Aia a fost. Și cum s-a comportat în cap de vizație, domnul? Ca orice tânăr. Da? Adică erați un pic speriați? Nu. Nu, chiar nu eram. Ce bine, nu știu dacă erați la prima faptă, nu? Dacă e să o luăm așa. V-am spus că nu vă dau mai mult. Sigur, da. Da. Dar domnul Știrbu, că să revenim, când e serios? Când a spus în presă, în momentul în care un om a fost 5 minute PSD-ist, n-are ce să caute în sediul nostru. Păi e sediul plin de PSD-iști. Da. Habar n-au ei câți PSD sunt acolo. Sunt foarte mulți. Da. Adică... Păi nu, dar s-a referat la domnul Demețu atunci, că e odată PSD niciodată așa și domnul Demețu, asta în 2020, dar lumea uite. Deci domnul Știrbu a zis că n-am eu nicio treabă, Demețu foarte cea mai prost candidat, a zis la momentul ăla, ca dovadă că a fost și schimbat. A fost odată o jumătate de oră PSD, e pe viață PSD, iar domnul actual, așa zis, prefect, a revenit și a zis, domnul Știrbu are probleme, nu, că e finul lui Tăricianu și atâta vreme cât domnul Tăricianu e atunci lângă Dragnea, cu Alde, da, cu da, da, așa, da.
Atâta vreme când nu lămurește această situație, nu va putea să fie frecventabil. Sau păi ceva atunci când suntem serioși? Cred că electoratul o să fie cel care va decide. Cu siguranță când... electoratul e cel care vede ceea ce se întâmplă. Că sunt și în iunie anul ăsta, dacă se termină cu comasatul ăsta și cu toate cele se stabilește să bate în cai, o să se încheie și filmul Vătafii Roșii și Pinguinii Galbeni. Bun, haideți că asta a fost la emotiv și vă mulțumesc. O să îmi fac poate un tricou și la emisiunea de final de campanie, atunci când se dau alegeri, când v-am obișnuit să fim aici cu colega Laura Mira, cu alți colegi, cu Ovidiu Gherghina, bineînțeles, poate o să-mi iau un tricou ăsta cu Vătafii Roșii și Pinguinii Galbeni și bineînțeles că o să vă dau credit că eu așa sunt, eu nu copiez și spun că mi-aparține, o să vă dau credit dumneavoastră. Da, vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru lucrurile importante pe care ne le-a spus, mai ales acum pe ultima asta parte, bine, nu m-am mai șocat, da, e totuși interesant cum poți să te prefaci că un trecut nu-ți mai aparține și că ești cu totul altă nu persoană. Nu-l șterge nimeni. Da. Plus că sunt oameni care au continuat să trăiască aici pe meleagul ăsta și nu se uită. Da, nu trăind în 4 ani, slatină ne trăim zi de zi. Asta e. Vă mulțumesc o dată pentru prezență, bună mulțumesc seara, vă mulțumesc și noastră dacă v-ați uitat la noi, dacă nu, să știți că chiar dacă poate mâine o să fie un pic mai târziu, o să apare emisiunea pe YouTube, o să apară și pe oltv.ro, o să apară și pe reporter24.ro, o să ne dea și reluare, domnul Popa, de la ora 18:20, dacă vrea cineva să ne privească, o poate face atunci. În continuare, vă mulțumesc pentru prezență, până data viitoare, sunt Ionu Jivcu, toate cele bune!